Comuna Baia de Fier devine un punct turistic important al județului Gorj, grație uneia dintre cele mai importante investiții în infrastructura de agrement. Cu peste 26 de milioane de lei finanțare europeană, proiectul realizat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a transformat complet zona. Acum, Baia de Fier oferă un parc dendrologic de 3 hectare, o zonă modernă de recreere de aproape 3.000 de metri pătrați și acces îmbunătățit la Peștera Muierilor. Vizitatorii se pot bucura de trasee pentru cicloturism, alei pietonale, spații verzi, locuri de joacă și zone de fitness, iar pasionații de aventură au la dispoziție o pistă de pump track. Totodată, bordeele tradiționale pentru meșterii populari întregesc autenticitatea locului. Această investiție de amploare propulsează Baia de Fier în topul destinațiilor turistice din Gorj, oferind o combinație perfectă de natură, sport și tradiție, cu impact semnificativ asupra dezvoltării turismului regional, anunță primarul Dumitru Turbăceanu. Este un proiect destul de important, deoarece prin aceasta urmărim creșterea numărului de turiști în zonă, creșterea numărului de locurilor de muncă. Ne dorim ca turiștii care vin în localitate să putem să mai reținem o zi, două. Deci, în final, este un proiect foarte benefic pentru localitate.